Salutare, sunt Raul Jurchela. Hai să vedem împreună cele mai importante informații ale zilei. Astăzi afli că până la urmă în piața libertății vor fi plantați 50 de arbori. Vezi apoi unde au ajuns cablurile de pe stâlpi pe strada Ștefan cel Mare, dar și care este garanția șoselei. La final, afli la ce prețuri se vând vilele de lux în Timișoara. Epopeea arborilor din centrul Timișoarei se pare că a ajuns la final. Vorbim despre Piața Libertății, acolo unde se pare că până la urmă vor fi plantați 50 de arbori. Nu se va întâmpla însă nimic în vara asta, ci de la toamnă. Lucrările vor fi terminate, totul va fi gata, iar la toamnă muncitorii vor scoate o parte din dalele din piatră pentru a face loc pomilor. Așadar, soluția a fost găsită, iar ăsta este un exemplu de management vizionar. petion.ro ai toată povestea. Ștefan cel Mare este mândria autorităților din Timișoara, și asta pentru că toate rețelele de utilități au fost mutate în subteran, sub trotuar. Cablurile însă au fost uitate, ele atârnă grămadă acum în copaci. Este totuși drept, nu mai sunt pe stâlpi. Reprezentanții primăriei speră totuși că drumul va rezista traficului greu, garanția fiind de 5 ani. Toată povestea o vezi în cetion.ro. La Timișoara s-a dat startul la vânzarea vilelor de lux. Prețurile, cei drept, sunt prohibitive, însă vestea bună este că nu depășesc un milion de euro. Imobilele sunt disponibile în toate cartierele, însă mai multe detalii vezi pe Tion.ro. Cam atât pentru astăzi, ne vedem și mâine de la aceeași oră, până atunci rămâi pe Tion.ro.